încercăm să facem lucrurile diferit. Acesta a fost mesajul antrenorului echipei Aro Câmpulung, Ionuț Mihu, astăzi în conferința de presă, referindu-se la proiectul nou promovatei în Liga a treia. Avem o echipă tânără, după cum bine știți, încercăm să facem lucrurile diferit. Nu ne este ușor. Încercăm să practic construim de la zero, pentru că doar 3 jucători au mai jucat împreună, iar restul pur și simplu s-au întâlnit în această vară. Pentru meciurile de acasă este foarte, foarte dificil, pentru că v-am mai spus și nu vreau să mă repet, suprafața de joc nu este cea mai bună, dar pentru că s-au auzit anumite zvonuri că echipa va pleca la Dragoslavie, vreau să menționez un singur fapt. Indiferent cât va fi de prost terenul, cât va fi de mare noroiul, Aro este echipa orașului, a Câmpulungului, și atunci, indiferent cât ne va fi de greu, noi vom rămâne aici și asta este și directiva dată de către președintele clubului, domnul Emanuel Zahăianițu, vom rămâne aici în Câmpulung. Încercăm să, după cum v-am zis, să facem lucruri diferit și atunci, automat, dacă ai jucători tineri în cadrul lotului, va trebui să le dai minute ca să poți să evolueze. La chestia asta se adaugă un aspect foarte important, pentru că în momentul în care încerci să faci o echipă solidă, va trebui să ai cam primul 11 stabil, plus undeva la 3 schimbări. Când faci mai mult de 3 schimbări într-un prim 11, s-ar putea să dezechilibrezi echipa. Noi, având un alt obiectiv, și poate lumea nu înțelege foarte clar, noi în spate vrem să creăm și un centru de copii juniori. Sperăm ca până în iarnă să vă putem prezenta mai multe detalii legate de acest aspect. Plus, suntem o echipă nou promovată, o echipă din care, cum a zis și domnul Sorescu, avem 12 inși sub 19 ani, iar din ceilalți 12, doar 3 sunt peste 21. Da, nu ne este ușor, dar mergem pe drumul nostru. Un proiect de asemenea nivel are nevoie de timp, are nevoie de răbdare, are nevoie de susținere din partea dumneavoastră, a presiei, din partea publicului. Nu ne dorim ca oameni, eu știu, de o anumită vârstă să vină la stadion și să înjure acești copii care nu fac decât să încerce să dea tot ce au mai bun la momentul meciului. Ne dorim să vină, să ne susțină, iar dacă, eu știu, la momentul ăsta jocul poate nu place ochiului, bă, nu e nicio problemă să nu vină să aducă injurii sau proteste. Pentru că, până la urmă, încercăm să facem, v-am zis, lucruri diferite, să creștem niște tineri frumos. La conferința de presă au mai fost prezenți directorul sportiv al echipei Aro, Corneliu Sorescu, și mijlocașul Francesco Bucurescu. Acesta, din urmă, spune că în vestiar atmosfera este bună și speră într-un rezultat bun în meciul următor. Care e atmosfera la echipa vestiar? Cum e? Mie, sincer, mi se pare una foarte bună și ne înțelegem foarte bine ca și colegi și începem ușor, ușor să avem o chimie din ce în ce mai bună între noi și cred că vom face tot posibilul să luăm cele 3 puncte cu ceasă. Da, aveți de învățat la jucătorii cu experiență? Nu? Da, clar. De la fiecare în parte. În special de la Mazarachi sau de la... Eu cred că de la amândoi. Meciul cu FC Pucioasa se va disputa vineri după amiază de la ora 15 pe stadionul municipal din Câmpulung.